Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video cu masa de prânz a porumbeilor. Și astăzi o să filmăm în compartimentul siberienilor, rostovilor, jucătorilor de Uzbekistan. Și mai avem aici o pereche de voltați indieni. I-am adus în boxa rostovilor, deoarece n-am putut să despart femela de masculul ce l-a avut anul trecut. Și numai în felul acesta putem separa. Uitați, a venit și masculul. Numai în felul acesta putem separa, lăsând să scoată o pereche de pui în acest compartiment, poate chiar două. Și apoi putem da drumul liniștiți în voliera lor, în compartimentul lor, nemai ținându-i cu rostovii, siberienii și jucătorii de Uzbekistan. Vedeți porumbei? Să încercăm. Aici avem și măsuța cu adăpătoarea porumbeilor. Această pereche de rostovi argintii, care preferă să stea împreună decât să mănânce. Dar să ne întoarcem la masa porumbeilor. Așa. Toți porumbeii îmi sunt dragi, toate rasele pe care le crez la volieră. În schimb, acești siberieni, uitați, sunt deosebiți. Sunt păsări micuțe, cu o încălțătură grozavă. Aceasta ar fi femela de la voltați indieni, ce am separat-o. Vă spuneam de această pereche de rostov argintiu, care preferă să stea împreună în loc să mănânce. De fapt, masculul conduce femela spre cuib. Cred că se pregătesc să ouă. Așteptăm și acest lucru, ca perechile noastre să înceapă să ouă. O să facem un video cu ele la boxă. Încercăm să mai scoatem pentru mulți. Vedeți și această pereche de rostov pe alb. Și la aceasta același lucru, masculul îndeamnă femela să meargă la cuib. O să facem un video și cu masa de prânz a voltaților indieni. Imediat cum o să închidem acest video, o să-l postăm și pe celălalt. Sunt foarte,
foarte, foarte blânzi. Sper că v-a plăcut acest video. Și dacă v-a plăcut, așteptăm un like din partea dumneavoastră. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.